Bucovina Rădăuți a marcat golul victoriei în minutul 51. Străjeriu a preluat o minge la marginea careului și a înscris cu un șut plasat la colțul lung. Echipa antrenată de Iulian Ionesi va încheia sezonul regular cu un meci în compania celor de la Bradu Borca, programat vineri de la ora 15 la Târgu Neamț.